simt așa un pic de teamă. Avem aici un prizonier. Să nu-l treziți, fetelor. Hei, trezirea. Teo, mi face poza. La mulți ani, Roze. Ce drăguț. Salut! Și bine ați venit la un nou vlog în care aventura noastră din Italia continuă. Dacă ne-ați urmărit până acum, ați văzut că am fost... Știți? Unde ne ducem? Și înseamnă că ați văzut că am fost la Safari Park, Natura Park, Parcul de la Lele, din Mincio și așa mai departe, la Parcul Sigurta. Iar imediat vom ajunge și la Gardaland, unul dintre cele mai mari parcuri de distracție din Europa. Oftă bună, fetelor! Așa se ia prânzul pentru că sunt cozi imense peste tot. Am stat câte jumătate de oră să iau o sticlă cu apă, jumătate de oră de la parcare până la intrarea în parc, jumătate de oră la coadă la bilete și așa am pierdut jumătate de zi. Să vedem ce se va întâmpla și la Gardaland. O să vedeți și voi. Veți vedea alături de noi. E un pic mai cald decât în România. Nu foarte, dar un pic mai cald. 28 de grade sunt acum. Am prins 27 zilele trecute în România, după care au scăzut la 7 grade, dar ce contează? Avem în partea stângă lacul. Cum se numește, mă, lacul ăsta? Lacul Garda. Lacul Garda. Ne apropiem. Ce fain e. Vedem acum. Cât e frumos. Am intrat în parcare, căutăm un loc și apoi mergem să vizităm. Deja, iată, Mountain Rusul, e una la nu mă dau. Am reușit să intrăm? Am găsit mapa, uitați. Și are mapa. Vreau să... Eu am găsit. Asta e unde se pau oamenii. Vreau să mă dau la 30, 24, 32 și 23. Asta înseamnă Mara și cu Teo vor la Mountain Rus. Eu nu! Doar Mara! Ce tare e! Fata aia. Ai zis tu că venim la cascadă, da? Uite cascada, de aici luăm bilete. Mami, la bilete, hai. Gata. Gata, am luat biletele. 22 de euro. Mara e dotată. Și începe distracția. Nu trebuie să dai bani separat la fiecare chestie. Am plătit bilet și eu sper să nu mai plătim și în alte locuri. O să vedem imediat. Da. Andrei avea peste un metru și a trebuit să plătim bilet. Dar ție ți-am luat că știa că ai peste un metru, dar credea că Andrei e mai mic. Pe papi! Ce? Ala cu pe papi care te ridică. Ei, de acum să stăm la colț. Coada e aici. Și iată, așteptăm rândul și imediat intrăm. Ia să vedem. Nu e aglomerat. Nu. Mami, începem așa, mai lent, liniștit și continuăm distracția cu ceva mai puternic. Da, Teo, mai puternic. Bună! Ne ridicăm! Cum e, Pri? Priuța! Wow, și vedem parcul de sus. Mie mi s-au tăiat picioarele în ăsta, simt așa un pic de teamă, dar uite în ăla. Suntem la înălțime. Uite Mountain Rusul acolo. Aterrare. Siete tagliati di accomodare un giocai. Hai, Bri. Eu vreau un corabile cu apă. Hai să vedem unde mergem din următoarea destinație. În bărcuțe. Ok. Eu cu mami. Ești mare, poți cu Teo și eu cu Bri. Da, da. Dorina cu Andrei, când dor veni. Cu bărcuța? Și Bri a urcat în bărcuță, urcă și mama. Ne așezăm și pornim, ce zici, Bri? Bri a pățit un accident, s-a lovit la guriță, Bri, la un turnichet din acela. Hey, hey, hey. Și iată-ne cu barca. Și cum e? Bine, îți place cu barca? Uite acolo. Andrei, Dorina, tati ne filmează de pe mal. Bravo, fetițele! Măruța de aici? La vedem. Trenuleț. Hai. Hai, mama, la trenuleț! Încă suntem la zona de copii mici. Cu Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa
Fine! Răzuse! Bună, papă, bine! Bună, Peppa! Deja am terminat! De aici mergem ușor, ușor! De aici vom crește nivelul de dificultate, asta e mara! E fain, așa-i? Hai! Mergeți! Briana are sub un metru și n-am putut intra, așa că au renunțat și fetele și căutăm alte distracții în care să reușim să intrăm cu toții. Hai să găsim distracții mai interesante pentru fetele mai mari, pentru că Briana oricum nu se va putea da nimic decât la Peppa Pig acolo. Așa că Bri, să nu mai fii supărată. Ia privit ce copac mare este, uite Bri! Wow, super! Prezemmolo! Că pătrăjel! Fetele vor un joc! Încerc eu, poate reușim să luăm vreo banană mare. Nu o să ne lase pe avion cu ea. Sunt la Dorina. Te-am trimite prin curier. Hai că încerc și eu, da? Mă filmez, mami? Super, da, tati. Și o să o nimerez din prima? Eu nu din prima, trebuie să nimerești. Atât. 10, 5, yes. Am luat 5 mingi. Dacă nimerim o dată, luăm un plus. Se pare că e greu, tati. Ah, una. Hai. Două, ați ratat două deja. Trei. Hai, tata. No! Patru. Încă una și gata, se termină. Mergem, dezamăgit, Teho plânge. Am încercat, ce-i drept? Eu trebuia să prind mișcarea, tu ai încercat o grămadă și nici măcar n-ai reușit. Hai. Avem aici un prizonier care doarme. Să nu-l treziți, fetelor. Să nu-l treziți. Penitențiario. Haideți. În vestul sălbatic. Mara vrea aici. Wow. De aici dăm startul aventurii. Ne grăbim. Hai, fetelor, ne grăbim. Super aglomerat, dar așteptat. Briana nu a putut merge, așa că a rămas cu mame. Sper ca aici să pot intra cu Bri și trecem și noi. Bri, intrăm cu Bri. Și am pornit. Ne plimbăm. Oare în tura asta de tren sunt fetele? Marea tu acolo. Și noi doi aici. Cum a fost? Super! Se termină tot! A fost super! Ata, Teo, s-a speriat foarte tare. A strâns-o acel dispozitiv. Ia, ia! Bri, uite ce avem aici! Apă potabilă în vestul sălbatic. Așa, din găleți. Mami se pricepe. Bun venit în vest! Problema e că nu o găsim pe mama acum. Și nici nu prea putem lua legătura cu ea. Eu nu am internet. Mami nu știu dacă mai are baterie. Mergem pe noroc. Poate o vedem. Hei! Nu vrea să se trezească. Hei! Trezirea! Teo! Are avionul aici. Copii, sunteți pregătiți pentru încotură? Briana, ești pregătită? Cum a fost?
Andrei? Ți-a plăcut? Bine! Ne mai vine rând odată. Hai, uite, mașinuța noastră deja e aici. Aceea. Ia, am plecat! Ce mici-ți copii! Ia, uite ce avem! Un taur! Guarda! Wow, deluțul! Guarda el toro! Uite, porcușorii! Wow, ce tare! Și ce avem aici? Niște gâște! Ce amuzant! Conduci, îți place? Super! Bravo! Ca toate să fie perfecte, Teo a rămas fără încălțăminte. Ce să vezi? Ești taif. Trebuie lipiți. Cum se poate întâmpla așa? Se mai întâmplă. Tati, cred că o să ajungă la spital. Păi tu vrei să mă iei, eu nu vreau. Păi atunci hai pe jos. Păi hai. Eu n-am vrut. Pur și simplu mă uitam la caruselul ăla șmechi. Gata, s-a dat jos. Și am călcat. Fără să vreau, n-am făcut interesul. Hai, încalță-l așa și mergem așa, da, Teo? Mă doare spatele, nu pot să te iau. Deci ăsta dacă trag un pic de el, se rupe. Băcuța ne spune mu! Intrăm în fermă, în hambar. Uite băcuțele, un cățel s-a întors cu spatele. Vă place? Da. Ne-am mașinuța, dăm jos, hai. Mai mergem undeva și am găsit și pe mami. Mama, gata, mama. Ești. Hai, mama. Păi, ca bebelușii. Mai avem doi oameni. Doi. Și porcușorii. Căluțul. Laculez de mere, fructe, unde se face sucul de mere, e o presă. Acolo e o presă. Dar nu în ultimul rând, avem și trupa fetelor. Aici unde am mai intrat, fetelor? Coțul, l-a prins cu brânza. Hai. Acum să căutăm pe mami. Ajungem aici unde stăm la altă coadă. Yay! Și acum la Magic House. Acolo intră mami. Facem o poză cu pătrunjel. Prezemă-l-o. Și oare ce face? Sărina e cuprit acolo. Eu l-am prea trei de mână. Ce avem aici? Iată-l pe pătrunjel. Cum stă el acolo. Hai, Bri, să intrăm. Și vrea încercat să deschidă. Capriți! În scurt timp intrăm! Înseamnă că ne vom scudui! Și asta se află în copacul magic. Gata! Mă știu cu asta? Da, pot să filmez. Bine să ne vrem, am dat seama că ne mișcăm. Abia am dat seama. Gata! Am ajuns! Nu știu ce se întâmplă. Așa. E gata! Am ieșit și din căsuța magică. Oare ce se întâmplă cu noi? Unde crezi că plecăm, Mara? Ne ridicăm! Și tot așa! E greu? E rău? Mara, cum ți se pare? Spuse! Oh my god! A fost super! Eu rămân aici, eu mai vreau, da. Și eu mai vreau! Să mergem! Fetelor, cum a fost? Mai e greu, dar uite, mă bag pe acolo. Așa. Mai uite pe acolo. Hai, data viitoare, Mara, hai. A fost așa. A fost așa. Mi-a plăcut. A fost jos. Mami, ne e înghețată? Da. Am găsit-o pe mami. Teo, tu ce vrei? De care vrei? Au așa de piersică, fructe de pădure, lămâie. Bună înghețata. Fetelor, vrem să mergem cu vaporul? Briana,
Folosește tronul lui Pătrunjel, cum e, Bri? Super! Dicăluț! Și luăm două granita. Pentru mine și pentru Mara. Wow, câte arome sunt aici! Eu vreau de Coca-Cola. Da. Lămâie, sac. E cola. E adesso 5. Sì. Ok, pentru Mara. E anche la menta. Grazie. Haide, nu-i lasă cu vaporul decât dacă au peste 1,20 m. Intrat Mara. Alexandra a intrat cu Mara. Tu o să intri cu Teo. Eu o să intru cu Teo. Și eu rămân cu Dorina și cu bebelușii. Teo, până la urmă intrăm în Antarctida. Mara deja a intrat. Apă. Se vede? Nu ne frică de apă, că ne scufundăm. Nu ne scufundăm. Am lăsat-o pe Teo să se ducă cu Alexandru și am lăsat-o pe Mara. Mara, tu unde-i fost acum? La o bărcuță? Ia să vă arătăm. Cu cine ne-am întâlnit? Roze, salut, Roze! Vrei să faci o poză cu Bri? Super! Mami face poza! La mulți ani, Roze! Ce drăguț! Una senza niente, grazie! Ci așteptăm la rând! De aici plecăm! Ai emoții? Gata, a pornit! După ce ți-a dat un jet mare de apă, acum te liniștești să urmezi în urmă. Da, da, da. Snorkel iar. Și vom coborâ pe acolo. Cum e? O să fie voi de mine iarăși. Mara, cum ai? Nu! Mă, ia priviți ce se întâmplă aici. Ai făcut o baie bună, Mara. Gata, ieșim, cred eu. Și băieții care ne-au stropit cu pistoalele cu apă sunt aici la datorie. Ia priviți-i! Asta ne-am dat și noi! Eu am ținut ochii închiși! Am revers curs? Nu! Ce avem aici? Un dragon! Hai, Mara, lasă dragonul! Pește! Pește dragon! Hai după fete! Ședință foto! Toată echipa. Mergem spre casă, spre Bologna. Eu zic că a fost o distracție pe cinste. Mara, tu ce părere ai? Dar nu mai. S-a oprit, s-a terminat. E încheiată ziua. Hai să strângem. Geaca! Ia apa. Mara are geaca. Udă, udă bine. Pentru că am fost la o chestie cu barcă. Și ne-am mutat cu leași. Gata, mergem mai departe. Mara, hopa. Mara a făcut damage aici, tati ne așteaptă. Oare să-mi iau ăsta? Da, mai am. Așa ieșim noi. Mulțumesc de necesație. Și un ceas super drăguț. Ce fain e. Haide, setele la poze. Arrivederci. Dar vom reveni. Am pus centurile. Ne așteaptă un drum de mai bine de 2 ore. Și asta e. Ei, cam așa ceva ne așteaptă. Zici că suntem în vamă. Mai rău. Ia priviți. Câteva benzi pline. Pline. Sute de mașini. Sute, da, sunt sute. Am reușit să intrăm și acum
provocare și mai mare. Să ieșim în autostradă. Am reușit. Acum intrăm pe autostradă, luăm tichetul. M-am dus cam departe. Am pun centura și să mergem. Gata, am ajuns la destinație. Petre a urcat deja. O iau și pe Briuța. Hai, Bri. Și să mergem să mâncăm ceva. În piciorușele goale, îmbrățică. Toată ziua îmbrățică. Așa-i? Ne-am așezat la masă, aproape toți. Da. Chinezesc, în meniu. Poftă bună, Mara. Frige? Dar cu lingură, Mara, cu lingură. Să avem poftă cu toții. Și încheiem aici vlogul. Suntem super obosiți. Copiii o să mănânce și mergem cu toții la nani. Până data viitoare. Vă spunem la revedere și pa, 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 pa. Bravo. Asta e un punct de la care știu ce place. Sai. Aici ce? Da, e cu sos de soia și iute, paste de orez. Hai, poftă bună, poftă bună, poftă bună.